Doamnelor și domnilor, doctorul naturii intră din acest moment din nou în casele dumneavoastră. Astăzi nu vom discuta despre tratarea unei singure afecțiuni cu ajutorul plantelor, ci despre o lucrare abia apărută pe piața din Maramureș și din România. Este vorba despre terapia cu plante medicinale și suplimente alimentare, volumul 1. Este o lucrare la care invitata permanentă a emisiunii noastre, doctorul naturii, este coautor. Este și în studioul nostru, bine ați revenit, ca de fiecare dată, urarea bine de început. Bine v-am găsit! Să spunem telespectatorilor noștri că lucrarea este un fel de... Hai să o asociem cu doctorul naturii, pentru că merge oarecum pe aceleași tipare pe care realizăm și noi două emisiunea. Adică sunt tratate anumite afecțiuni cu ajutorul plantelor, frumos, pe capitole. Și cele mai importante informații sunt cuprinse în lucrare. Da. Aș putea să spun că această lucrare este un compendiu care cuprinde cunoștințe folositoare pentru toate categoriile de oameni din societate. Spun asta pentru că avem și un capitol în care sunt menționate substanțele active din punct de vedere biologic. Deci, să zicem noi că este un capitol mai greu, un capitol valabil pentru oamenii cu pregătire în domeniu. Dar plantele au și o denumire populară, pe lângă denumirea științifică, se arată cât de importantă este determinarea corectă a plantelor, cum recoltăm plantele, pentru că fiecare plantă are o perioadă când substanța activă este maximă și are alte perioade când substanța activă este minimă sau aproape inexistentă. Deci dacă noi sau nu știm... Noi am mai spus pe parcursul emisiunii, sau perioada în care chiar nu este indicată să fie consumată planta. Și atunci respectivă. Am menționat și acest lucru, iar după cunoștințele acestea de ordin general, gândindu-mă că atunci când ne ducem într-o excursie, urcăm sus pe munte, poate venim acasă cu câteva plante medicinale. Și este foarte bine să știm cum să le recoltăm și ce să facem cu ele în continuare. Iar după aceea, în continuare, sunt arătate pe afecțiuni, așa grupate, afecțiuni cardiovasculare, afecțiuni hepatice, digestive, renale, pe afecțiuni, principalele plante, adică plantele caracteristice acelor afecțiuni și precum și modul de folosire. Deci se face o legătură între componențe biologic activi, acțiunea farmacologică, acțiunea terapeutică și modul de folosire. Așa că această carte, chiar să știți că ieri am fost la un curs de fitoterapie în Cluj și am vorbit despre această carte și unul chiar dintre medici mi-a adus un buchet de flori spunându-mi și felicitându-mă că această carte este extraordinară și că este după pe înțelesul lui, în sensul că am arătat partea științifică a plantelor. Acum, pentru telespectatorii noștri, trebuie să spunem că și definiți în câteva cuvinte, luați așa pe capitole afecțiuni, multe afecțiuni, luați pe capitole și explicați împreună cu ceilalți autori ai lucrării, explicați în câteva cuvinte ce este boala respectivă, ce este afecțiunea respectivă, cum se manifestă. Așa, în informații concrete, cât și cât de simplu. Da. Noi am lucrat 4 persoane la această carte. Lucrăm de mult, nu de acum, tot timpul ne interesează partea științifică, bineînțeles, corelată cu partea populară a plantei și cunoștințele le-am concluzionat în această lucrare. Acum să vă spun, primul capitol se intitulează referitor la afecțiuni și plante potrivite pentru acestea, afecțiuni cardiovasculare. Deci, e vorba de afecțiuni care putem să le avem la nivelul inimii și vaselor de sânge. Este vorba de tonifierea miocardului, este vorba de circulația mai bună a sângelui,
prevenirea depunerii de ateroame pe vasele de sânge, întărirea capilarelor, reducerea permeabilității capilarelor, întărirea venelor, ca să nu fie vorba despre flebite, varice, prevenirea arteritelor. Și, într-o concluzie generală, avem trei plante caracteristice în aceste boli. Bun, înțeles că acolo sunt mai multe, dar ca să rămânem cu câte ceva de la fiecare, aș putea să spun că în bolile cardiovasculare trebuie totdeauna să ne gândim la păducel. Păducelul îl putem folosi singur, dar de multe ori îl găsim în diferite combinații. Dacă folosim combinații sub formă de extracte naturale, acelea sunt mai eficace. Dar este foarte bine și păducelul sub formă de infuzie, sub formă de ceai sau sub formă de tinctură. Păducelul este una dintre singurele plante care se poate folosi o jumătate de an, 6 luni pe an. Nu are contraindicație. Păducelul, de ce l-am indicat în primul rând? Păducelul întărește miocardul. Ajută circulația sângelui. Previne ateroamele. Deci păducelul ar fi o plantă care am putea o lua noi cu aspect general cam în toate afecțiunile cardiace și circulatorii. Talpa gâștei, a doua plantă, Leonurus cardiaca, nu întâmplător îi spune și cardiaca, pentru că e specifică inimii, dar este bine să știm că această plantă o putem folosi doar în cure mici de 2 săptămâni. Se folosește în afecțiunile cu substrat nervos. Deci, diferite cauze pe linie nervoasă, emoționale, nevrotice, ne produc diferite neplăceri la nivelul inimii. Sunt persoane care, pe un fond de nervi, face o tahicardie, face o aritmie. Așa. Cum se spune în popor, mi-a crescut tensiunea din cauza nervilor mi-a crescut tensiunea. Așa. Deci, în astfel de cazuri, talpa gâștei e deosebit de eficace și deosebit de bună. Deci, o folosim în cure de câte 2 săptămâni, putem folosi câte 3 ceaiuri pe zi, de 3 ori tinctură, putem să adăugăm tinctura în ceai, este foarte bine, sau o găsim talpa gâștei în ceaiul cardiotonic, în capsulele cardiotonice. Acum, vedeți, dumneavoastră găsim combinații cu denumiri cardiotonice sau alte denumiri, dar se spune pentru inimă, pentru vasele de sânge. Sau este ceaiul care e intitulat circulația sângelui, care omul știe sigur că este vorba despre inimă. Bine, dar dacă totuși avem o problemă care are la origine o cauză nervoasă, să nu ne supărăm, să nu ne speriem, pentru că în continuare, următoarele 2 săptămâni, putem să folosim levănțica, care are și ea un efect asemănător cu talpa gâștei. Așa, și dacă totuși terminăm și cu levănțica, putem continua cu roinița. Am înțeles. Și după aceea revenim înapoi la talpa gâștei. Am înțeles. Mergem la un alt capitol care este la una să vă spun că sunt 3 plante caracteristice. A treia plantă este valeriana, atunci când din cauza problemelor cardiace nu putem să dormim noaptea. Atunci vom apela efectiv la valeriana. Valeriana în mod sigur ne va induce un somn bun sau atunci când din cauza oboselii persistente nu ne putem obosi, nu ne putem desfășura o activitate la adevărata ei valoare. Atunci vom folosi un tratament tot de 2 săptămâni cu valeriana. Deci asta am vrut să menționez. Păducelul se folosește în cure de lungă durată, valeriana și talpa gâștei în cure de scurtă durată. Celelalte plante alternativ se menționează. Important e să ne uităm totdeauna pe cutie, pe flacon, ce scrie la modul de folosire. Este un sfat pe care de altfel l-am dat în aproape fiecare emisiune pe care am avut-o. Da. Aparatul digestiv este de asemenea un capitol al lucrării, tratarea problemelor aparatului digestiv. Ce detalii aveți la acest segment? Acum vedeți că acolo sunt toate afecțiunile așa frumos și fiecare afecțiune e explicată ce înseamnă și după aceea se recomandă câteva plante. Acum la aparatul digestiv, așa în timpul acesta scurt, aș putea să spun că ne confruntăm cu hiperaciditatea și de multe ori hiperaciditatea este asociată cu Helicobacter pylori și atunci e și mai grav. De cealaltă parte, hipoaciditatea în mai mică măsură. Și atunci, plante specifice pentru hiperaciditate. Salcâm, zmeur, gălbenele, obligeană. Salcâmul reduce aciditatea,
zmeura reduce aciditatea, obligiana și gălbenelele formează un pansament gastric. Dacă mai adăugăm și coada calului, echilibrează acel pH, deci acel echilibru acidobazic. Deci acestea ar fi plantele caracteristice. În hipoaciditate ne gândim la plante care stimulează secrețiile gastrice, cum ar fi pelinul, lemnul dulce, gențiana. Deci sunt mai multe plante, în general plantele amare. Și tot plantele amare sunt acelea care stimulează pofta de mâncare. Iar dacă e vorba de copii, totdeauna menționez să se pună picături, să pot pune sau chiar pulberea de extract natural cu puțină miere de albine. Și tot plantele amare, să știți că distrug vermii intestinale, în special la copii. De obicei ei sunt predispuși, ei da. Sunt mai sau, sensibili. Aici, de exemplu, adăugăm și o plantă aromatică, de exemplu, cimbrișorul, conține timol, totdeauna o recomand copiilor pentru inhibarea tusei, atunci noaptea când nu pot să doarmă. Dar timolul din cimbrișor e extraordinar pentru combaterea vermilor intestinale la copii. Un ceai dimineața pe stomacul gol e extraordinar pentru copii, pentru curățirea tubului digestiv. Am înțeles. Mergem mai departe? Mai povestim ceva de carte? Da. Afecțiunile hepatice. Aici vorba de ficat. Ficatul e organul care regenerează, dar e organul, nu știu dacă să spun cel mai important, pentru că toate sunt importante în felul lor, fără de care nu se poate. Regenerează, adică se refac, celulele bolnave se pot reface, dar ca să se refacă noi trebuie să avem o alimentație adecvată și plante adecvate. Planta caracteristică ficatului ar fi armurariu. Putem să facem cure de armurariu, putem să scoatem extractul natural din armurariu care se numește silimarină naturală și pe care o putem găsi în capsule cu termenul de silimarină naturală. Sau putem să găsim această plantă în combinație cu alte plante. Fiecare dintre noi, chiar dacă, să zicem noi, avem un ficat sănătos, ar fi foarte bine să facem câte o cură cu armurariu. O cură de 2 săptămâni. Un ceai dimineața pe stomacul gol, dar stă 20 de minute pe partea dreaptă. După aceea, al doilea ceai, după ce îl pregătim, îl împărțim în două și îl bem o jumătate după masa de prânz, o jumătate după masa de seară. După 2 săptămâni ne-am curățit ficatul. Găsim rețeta aici? Da, pe unde este ceaiul respectiv, în carte, dar eu cred că și pe cutia cu ceai ar trebui să scrie această rețetă. Așa, alte plante foarte bune pentru tubul digestiv, pentru ficat. Sunătoarea. Cunoscuta sunătoare, în carte am arătat acolo prin 3 desene care e sunătoarea bună, cum o cunoaștem și care e deosebirea față de celelalte specii de sunătoare cu care o putem confunda. Că este foarte important. Numai sunătoarea bună are efect medicinal. Celelalte două, chiar dacă sunt frumoase, sunt asemănătoare, n-au niciun efect. Acum, dacă tot ați lansat dumneavoastră această idee, trebuie să spunem telespectatorilor noștri că are cartea și fotografii la fiecare plântuță aproape. Da. Deci pot să se familiarizeze cu ele și să le recunoască. Deci asta e o calitate, cred că, foarte importantă. O să vadă cititorii. Fiecare plantă are desen color și e făcută în așa fel încât să se observe părțile caracteristice. Acum, la fiecare plantă am arătat denumirea științifică, nu populară. Dar știți de ce? Ca să conștientizez că denumirea științifică e principala și nu populară. Aceeași plantă putem găsi cu o denumire populară la noi, aici, în Maramureș, cu o altă denumire populară putem găsi în București, după cum eu tot timpul văd acest lucru, și putem să confundăm plantele. Și de aceea am arătat denumirea științifică, dar planta se regăsește în test și cu denumirea populară, deci nu e nicio problemă, o găsim și într-un fel și în altul. Am înțeles. Aș vrea să spunem telespectatorilor noștri că un capitol se referă la terapia cu plante în afecțiunile renale și se tratează aici infecțiile renale, cum ar fi nefritele, pielitele, pielonefritele, cistitele, uretritele și ureteritele. Da. No. Vedeți, aici e foarte important să știe lumea. Vă spun, o plantă caracteristică diuretică foarte bună în toate infecțiile despre care ați vorbit dumneavoastră este coada calului. Și o altă plantă foarte bună din punct de vedere antibiotic, deci putem să o numim antibiotic natural, este merișorul. Dacă combinăm merișorul cu coada calului, facem o combinație excelentă. Merișorul distruge microbii, coada calului îi elimină.
Și, bineînțeles, sunt foarte multe plante renale, scrie acolo plante diuretice puternice, plante diuretice medii și plante mai puțin diuretice. Dar fiecare plantă are calitățile ei. Există acolo o plantă diuretică care se poate se spune că o putem folosi timp îndelungat, adică mesteacănul. Dar trebuie să anihilăm acidul betulinic punând-o în vârf de cuțit de bicarbonat în ceai. Și atunci, acidul acela betulinic pe care îl conține, normal, nu este bun pentru stomac, dar acela se anihilează și atunci bicarbonatul cade la fundul ceștii și noi bem ceaiul și este de foarte mare folos. Trebuie să mai spunem și că într-un capitol se tratează afecțiunile genitale. Da. Deci da. Într-unul dintre capitole, efectiv, tratați anumite probleme. Da. Cu ajutorul plantelor, evident, cum ar fi amenorea, dismenorea, sterilitatea, prostatita și hipertrofia de prostată. Deci, pentru acestea aveți pentru sfaturi efectiv și rețete. Da. Pentru odată eu amintesc câteva care sunt importante și care sunt cunoscute și sigur mulți dintre maramureșeni au astfel de probleme de sănătate. Da. Le spunem că găsesc aici câteva sfaturi și câteva rețete, pentru că până la urmă, având în vedere că dați și anumite concentrații și anumite combinații de plante și gramajul necesar, sunt rețete până la urmă. Da, da. Avem acolo plante caracteristice femeilor la diferite faze. Fie că în tinerețe hormonii estrogeni sunt în cantitate prea mică, fie că ajung la menopauză și la fel tot hormonii estrogeni sunt problema, fie că este dezechilibru de hormoni la femei, la bărbați bolile caracteristice cu prostata, pentru că foarte mulți bărbați, în general se spune în datele statistice că peste 80% dintre bărbați până la urmă fac inflamații de prostată. Am arătat acolo plante, am arătat tratamente și să știți că rezultate sunt tot timpul, numai că tratamentele trebuie urmate timp mai îndelungat. Deci nu că ne apucăm 3 zile și așteptăm rezultatul. Deci tratamentele durează cam 6 săptămâni, iar plantele care sunt menționate 2 săptămâni se menționează în continuare cu alte plante cu care se continuă și făcute așa cum trebuie, fie tratament de bază, dar mai ales adjuvante sunt deosebit de eficace. Mai spunem că aveți rețete într-unul dintre capitole și pentru afecțiunile sistemului nervos? Da, pentru afecțiunile sistemului nervos. Pentru afecțiunile tumorale? Și pentru afecțiunile tumorale. Bolile vremurilor moderne. Exact, avem o combinație de plante, fie sub formă de ceai, fie sub formă de extract natural, care sunt încercate la ora actuală pe foarte mulți oameni din țara noastră și efectiv avem rezultatele confirmate. Da. Mai amintim diabetul, îl punctați într-unul dintre capitole. Exact, diabetul, bolile de nutriție în general, exact, da? Diabetul zaharat, obezitatea, exact. Celulita chiar, pentru, da, pentru femei, pentru frumusețea femeilor, da, și un subcapitol se referă și la cura de îngrășare. Da. Asta, așa, la vremurile noastre moderne, mai puțin este căutată, dar cu siguranță sunt persoane care au și o astfel de problemă. Da, că da, nu reușesc sunt. Să se îngrașe. Sunt. Mai trebuie să spunem telespectatorilor noștri, mergem puțin așa mai pe repede înainte într-o exprimare mai puțin academică. Unul dintre capitole tratează și antibioticele naturale, adică într-unul da. Dintre ele se referă, faceți referire și la acestea. Da, sigur că da. Acum, sunt cazuri de infecții grave, când trebuie neapărat să apelăm la medicamentele sau la antibioticele sintetice, nu se pune problema, indicațiile medicului rămân în picioare și rămân valabile, dar sunt persoane alergice care nu pot suporta antibioticele sintetice și atunci folosesc antibiotice naturale. Sau pentru noi, pentru toți, plantele pe care le numim noi antibiotice naturale sunt deosebit de eficace pentru că ne curăță organismul de microbi și ne întărește imunitatea naturală. Că la urma urmei, imunitatea naturală este principală. Vedeți că toți ne confundăm cu microbi, toate categoriile. Dar cei cu imunitate bună rezistă, cei cu imunitate slabă sunt atacați. Puteți să amintiți aici cele mai uzuale antibiotice de exemplu, naturale? Pentru... Vă spun un antibiotic natural pentru care e pus pentru helicobacter. Acel mușchi de piatră, Cetraria islandica, dacă combate helicobacter pylori, rezultate confirmate, combate microbul tuberculozei, vă dați seama cât de eficace poate să fie. Exact.
Așa, în general, plantele aromatice care au uleiuri esențiale sunt și antibiotice. Iar Apropo de plantele aromatice, cât de mult le recomandați în preparatele culinare? continuu, Continuu. continuu, Deci continuu și alternativ. dacă membrilor familiei le plac mâncărurile mai aromate, să le folosim. Foarte bine. Și este bine să le alternăm pentru că fiecare plantă conține alte substanțe active. Acum, poate să fie o substanță activă de bază la mai multe, dar nu există aceeași compoziție la una și la alta. Așa că, alternativ, ne îmbogățim organismul cu de toate. Ce mai putem să spunem? Eu așa am punctat, am încercat să le stârnesc curiozitatea telespectatorilor noștri să Eu pot să își vă spun dorească că să citească această carte. plantele sunt lăsate de Dumnezeu. Dumnezeu ne-a lăsat plante pentru fiecare afecțiune a corpului nostru. Dar tot Dumnezeu ne-a lăsat și osteneala ca să le găsim, ca să le potrivim. Nu ne-a dat Dumnezeu chiar mură în gură, hai poftim, asta e pentru cutare. Și noi muncind și încercând, găsim. Vedeți dumneavoastră cercetarea științifică, tot timpul scoate minuni, scoate. Plante care nu se știa despre ele, iese în evidență că sunt foarte bune. Plante care credeam noi că sunt bune, se scoate în evidență că nu sunt bune. Mă gândesc și acum la planta sa, schiul, vinca minor, o plantă care era pusă pe lista plantelor interzise în România. Știți că la nivel de minister există o listă cu plante care avem voie și plante interzise. Așa. Ei, eu tot mă gândeam așa, de ce poate fi interzisă când această plantă este așa de bună? Nu e toxică, nu conține nimic, se poate folosi chiar în tratamente de lungă durată. Și ce să vă spun, că după câțiva ani, acum este pe lista plantelor admisă. Deci înseamnă că cineva acolo sus a studiat-o și a confirmat eficacitatea ei. Unde se găsește lucrarea? Lucrarea se poate găsi la plafare. La plafare, aici în Baia Mare, în Cluj, în București, peste tot. Deci un magazin în farmaciile Naturiste. naturiste. Mai mult hipericum decât alt. Poate fi și în altele. Și, să zic așa, poate fi peste tot. Volumul întâi? Aveți în lucru și un al Da, doilea avem în volum? lucru volumul 2, care o să arate suplimentele alimentare din. Acum am arătat plantele simple. Și în volumul 2 o să arătăm combinația de plante și o să arătăm și contraindicațiile, interacțiunile dintre plante, dar de fapt mai lucrăm paralel la două cărți. A doua Eu nu vrem știam să... de lucrarea asta, mi-ați povestit câte ceva că lucrați la o anumită carte, dar nu era vorba despre asta. Cu asta ați făcut așa o surpriză. La această carte lucrăm de mult, de mulți ani Data nu lucrăm. Și ați tot pus timpul nimic pe ea. îmbogățim. Știți cum e, că dacă această carte mă pune să o public peste 5 ani, sigur că vor fi mult mai multe cunoștințe, pentru că atunci eu urmăresc ce mai apare între timp. Peste 5 ani mai vreți să scoateți o continuare sau o variantă extinsă? Păi deocamdată scoatem volumul 2 ca să terminăm cu ceea ce am început și apoi mai vedem noi ce putem și cum ne mai ajută Dumnezeu. Pentru că vedeți că trebuie atâta putere. Eu de multe ori sunt așa de obosită. Ieri am fost la Cluj, am predat sâmbătă și duminică un curs de fitoterapie non-stop, de dimineață și până seara. Aseară am venit obosită, încă n-am putut să mă gândesc la câteva idei ce voi face astăzi, ce să gândesc astăzi pentru emisiune. Dar de când m-am sculat, am fost iară cu putere și energie și cât pot mă duc înainte. Când o n-o să pot, rămân ceilalți tineri care lucrează în continuare. Și noi am scos esența în emisiunea de astăzi, încât să-și facă telespectatorii noștri o idee? Zic că da, nu? Esența, da, eu cred că da. Eu cred că după ce orice telespectator va lua în mână această carte și va răsfoi-o puțin și va vedea cât este de importantă, va vedea acele plante atât de frumoase color, o să le iubească și o să dorească să aibă o astfel de carte. Și totdeauna noi să învățăm ceva de la plante. Atât de multe ne învață plantele, nu numai ne vindecă. Plantele ne învață și cum să ne comportăm în viață. Să învățăm de la ele. Eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi în emisiune. Mulțumesc și eu că m-ați invitat. Vă doresc la cât mai multe exemplare și la cât mai multe lucrări, Doamne ajută! astfel încât să avem acces din cunoștințele dumneavoastră, ni le dați și nouă prin aceste lucrări. Să ne ajute Dumnezeu! Mulțumesc! Cu plăcere! Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi la emisiunea Doctorul Naturii în casa dumneavoastră. Vă așteptăm și data viitoare. La revedere!